Au trecut 20 de ani de la uciderea misionarului australian Graham Staines și a celor doi fii ai săi de către fundamentaliștii hinduși din India. Povestea sa umilă a inspirat un film care este prezentat în cinematografele din America. Ephraim Graham a stat de vorbă cu steaua de cinema Stephen Baldwin pentru a ne vorbi despre filmul The List of This. Christian community has become a soft target for radical groups in the last one month. This incident has left many in the Christian minority community shattered and broken. The List of This este inspirată din întâmplări reale din viața lui Graham Staines. What you're reading? It's a great book about a missionary. Can you read us some? I think you're going to find it quite boring. Stephen Baldwin joacă rolul misionarului a cărui poveste a impresionat actorul cu mult înainte de a participa la acest proiect. And it sticks with you. You know, because when you hear, you know, when you try not to think about the horrible details of an event like this, you know, Australian missionary working in India. Nu poți uita această poveste. Când auzi povestea, încerci să nu te gândești la detaliile unui eveniment ca acesta. Un misionar australian vindecă bolnavi din India, pe cei mai neînsemnați, pe leproși. Și el este ucis în mod îngrozitor împreună cu fiii săi de 10 și de 7 ani. Când spun asta, peste tot pe această planetă frumoasă, oamenii se miră. Nu contează cine ești, nu contează ce culoare are pielea ta, de unde ai venit și care este religia ta. Dacă ești tată, mamă, frate, soră, nepoată, nepot, indiferent cine ești, este un lucru groaznic. Acesta este unul dintre lucrurile care ne leagă, dar tot mai puțin. Astfel, filmul este foarte deosebit din acest punct de vedere. Filmul ne spune povestea simplă, captivantă, a umblării umile a unui bărbat. Anish Daniel este regizorul filmului. Acesta este primul său film artistic de lung metraj. El a lansat acest proiect la scurt timp după uciderea brutală a lui Graham și a celor doi fii ai săi care au slujit în rândul celor mai săraci oameni din India. Incidentul a avut loc în 1999. Peste un an am decis să lansez proiectul. M-am dus să o întâlnesc pe Gladys Staines și ea a spus să mă întorc peste un an. M-am întors și din nou a spus că are nevoie de timp de gândire și să ne întâlnim peste un an. Așa am făcut. Apoi, în 2004, m-am întâlnit cu prietenul meu, Andrew Matthews, și am început să scriem scenariul. Unde ai auzit despre această poveste? Unde ai fost? Ce s-a întâmplat? Când s-a întâmplat acest incident, am fost la biroul CBN. Incredibil, nu-i așa? Am fost cu directorul de producție, Donna Tester, și mi-aduc aminte că a venit Georgie și ne-a spus această știre. Ai fost în Virginia Beach la CBN? Da. Did the church give you money to become a Christian? No. Instead, I give money to church every month. My offering. Un jurnalist care caută adevărul este la baza acestei povești. Povestea are două teme. Slujirea lui Graham, care slujește în rândul celor mai neînsemnați, și puterea soției, Gladys, care îi iartă pe criminali. Sherry Rigsby joacă în rolul soției lui Graham. Cum se poate ierta o faptă de neiertat? You know, that's a question I think we all have to tackle. And that was something I think with this movie that cu toții ar trebui să ne punem această întrebare. Filmul ne îndeamnă să reflectăm asupra acestui subiect. În calitate de credincioși, bineînțeles că iertăm. Am fost iertați, astfel iertăm și noi. Însă într-o astfel de situație în care pierzi trei persoane dragi, poți ierta numai dacă îl cunoști cu adevărat pe Mântuitor. The only way that somebody can do that is to know so matter-of-factly who their savior is. Alpha Omega.